Salut, prieteni! Sunt Florin de la tutorialevideo.info și în acest videoclip vom vorbi despre o aplicație pentru Windows și anume este vorba despre o aplicație care ne arată starea vremii. Este un canal al vremii, al stării vremii. O aplicație care este acum disponibilă și pentru Windows. Așadar, vom merge pe Google pentru a căuta această aplicație care se numește The Weather Channel Application. Vom scrie pe Google The Weather Channel Application for Windows, for Android, for Windows 7. Da? Și vom merge pe primul rezultat. Apoi vom da free download. Vom downloada această aplicație și bineînțeles că o vom și instala. Ca să o testăm, să vedem și să-i vedem funcționalitățile. Vom da accept. Ne apare o fereastră în care ne spune să ne impacientăm, pentru că o să dureze câteva minute. Este o aplicație super, mai ales că în cazul în care vrem să știm informații despre vreme în mai multe locații, de exemplu, mai ales cum ne aflăm acum în plin sezon, poate vrem să plecăm într-o altă țară, într-o vacanță și vrem să aflăm cum va fi vremea. Spre exemplu, n-ați vrea să vă duceți la mare și să prindeți câte zile stați, 4-5 zile de frig și vânt și ploi sau mai știu eu ce fenomene. Perfect, aplicația noastră s-a instalat în mare parte. Aici suntem întrebați dacă vrem să trecem portalul Ask ca și providerul nostru de căutare. Vom depifa această opțiune, vom da accept. Aici avem de completat locația, să spunem București. Vom selecta masculin, anul nașterii. Haideți să punem 1986 și vom selecta o temă. Avem de ales între patru categorii: weather, business travel, driving sau fitness. Eu o să aleg pe prima, weather. Vom da da. Iar această aplicație o să arate cam așa. Da, aici ne arată pentru Atlanta, New York. Avem și pe fiecare zonă un fundal diferit.
Dacă dăm click aici, putem încerca să adăugăm o locație a noastră. Vedem dacă o găsește. Craiova, România, 72 de grade Faraday. Aici avem setările, unde putem seta grade Celsius. Aici avem temele. Ne-am ales weather, putem să vedem și o temă de driving. Da? Ni se schimbă imaginile. Ce mai avem? Autostart application, adică să pornească odată cu Windows-ul, să pornească minimizat, să pună un sunet, o alertă. Da? Haideți să mutăm pe header. Mai avem help, feedback și about. Cam asta despre settings. Observați că avem update-ul făcut la secundă, ca să spun așa, update 7:39 PM. Este chiar o ora reală la care suntem acum. Presiunea despre vânt, umiditate, avem absolut toate informațiile. Putem adăuga mai multe locații, Craiova, București sau orice locație vreți voi. De aici, da, putem șterge locațiile și adăuga noi locații. Haideți să spunem Galați. Observați că ne-am găsit mai multe nume pentru Galați. 24 de grade la Galați, 22 la Craiova. Perfect, ce mai avem? Avem butonul de Now. Care avem butonul de forecast, în care ne arată pe zile. Uitați că se mai încălzește. Șanse de precipitații 50%. Da? Priviți update 7:40. Avem hărți. Putem bifa nori. Da? Să ne arate zone înorate. Soare puternic, UV index, ceea ce nu prea o să avem acum. Așa, mai avem butonul de video, în care putem observa masa first blanker, diverse video, care le puteți alege de aici. Morning people, what's on the agenda? What's on the agenda? At 7 you've arrived at my toll booth with no change. Not even out of the seat. Season. Care ne arată statistici despre bolile care pot apărea. Și cam atât. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne reauzim în următoarele video.